Una dintre cele mai mari case de pariuri vine în sprijinul celor aflați în linia întâi a luptei împotriva COVID-19 și donează echipamente de protecție și biocide pentru 30 de unități medicale din România. Printre acestea se află și Spitalul CFR din Drobeta Turnu Severin. Reprezentanții unității medicale spun că astfel de gesturi sunt de mare ajutor în această perioadă. Una din cele mai mari case de pariuri este recunoscătoare pentru eforturile uriașe pe care personalul medical le face zi și noapte și se alătură marilor actori din economie care susțin eroii din sistemul sanitar. Kiturile pregătite alături de partenerii de la o asociație pentru unitățile sanitare din 20 de județe, cele mai solicitate în acest moment în lupta cu noul tip de coronavirus, au plecat spre destinațiile unde sunt atât de așteptate și de necesare. Printre beneficiari se află și Spitalul CFR din Drobeta Turnu Severin. Pachetele au fost aduse de voluntarii companiei din țară. În această perioadă este foarte important ca noi să fim alături de spitalele noastre și am încercat prin campania noastră Pariem pe Bine împreună cu INACO, este o asociere cu INACO, să donăm spitalului biocide, viziere, capaline, botoși, halate, combinezoane, costume biochimice și saci mortuari și măști chirurgicale. Reprezentanții unității medicale spun că astfel de gesturi sunt de mare ajutor în această perioadă. Fiecare sprijin este extrem de important. În acest moment, la nivelul spitalului, avem asigurate materiale de protecție pentru 30 de zile de foc continuu. Facem periodic stocul și îl actualizăm și facem din nou comenzi. Mulțumim echipei care ne-a donat. De asemenea, mulțumim tuturor donatorilor noștri pentru că în ultimele două luni am avut mai mulți donatori, inclusiv Ministerul Transporturilor, care ne-au trimis ieri un număr impresionant de combinezoane și botoși. Pe lângă cele 30 de spitale din 23 de orașe care vor primi câte un pachet standard cu echipamente de protecție și biocide, în cadrul campaniei va fi echipat cu pereți protectori, antibacterieni și un etaj de la Spitalul Universitar din București.